nu putem să așteptăm de la pensionari să plătească ei prețul crizelor. Și în condițiile în care avem o inflație care trece de 15%, eu cred că ar fi corect, ar fi rezonabil ca această creștere a pensiilor de la 1 ianuarie să țină cont de această inflație. Eu cu primul ministru, cu Nicolae Ciucă, am aceste discuții telefonice. Dacă și-ar mai putea opri și trompetele să înțeleagă exact în ce context jucăm, vom fi mai credibili în fața dumneavoastră. Nu am nicio reținere să-i reamintesc domnului președinte Klaus Iohannis că când era domnul Câțu prim-ministru, domnia sa spunea că nu sunt bani pentru a crește pensiile și trebuie să calculăm foarte bine. Creșterea, după părerea mea, trebuie să fie mai mare decât a fost ea până acum vehiculată. Important e că toate forțele politice, mai nou și președintele României, toate că nu, după cum știm, nu are în atribuție acest domeniu, suntem de acord că trebuie mărite pensiile și nu numai.